Duminica aceasta, credincioșii romano-catolici din Iași vor lua parte la un eveniment cu o semnificație aparte. Este vorba despre procesiunea cu ocazia sărbătorii Trupul și Sângele Domnului. Despre semnificația acestui eveniment vorbim cu invitatul nostru de astăzi, preot Adrian Blăjuță, reprezentantul Episcopiei Romano-Catolice din Iași. Bună seara, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Așa pentru început să ne spuneți care este valoarea simbolică a acestui eveniment, ce însemnătate are. Desigur, sărbătoarea trupul și sângele Domnului ne pune în legătură cu acea joie sfântă în care Iisus Hristos a instituit Sfânta Împărtășanie, Sfânta Euharistie. În joia sfântă, în săptămâna mare, e mai greu, având în vedere caracterul sobru al săptămânii, să retrăim prin fast, prin această festivitate, prin procesiune prin adorația Sfântului Sacrament, de aceea s-a ales această joie după Preasfânta Treime, dar iată în unele locuri, cum se va întâmpla și la Iași, se alege duminica după Preasfânta Treime, adică a doua duminică după Rusalii. Este un eveniment care se anunță unul de amploare, poate ne puteți spune la ce participare vă așteptați, câți oameni se vor implica în acest eveniment? Sigur, este un moment deosebit. La ora 17 va avea loc Sfânta Liturghie în Catedrala Romano-Catolică din Iași, celebrată de Preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diecezei de, de Iași. Vor fi prezenți preoții din Iași, din comunitățile religioase, de la Institutul Teologic. Vor fi persoane consacrate, credincioși, bineînțeles și mulți copii și tineri. Un aspect deosebit este faptul că sunt copiii care anul acesta au primit pentru prima dată Sfânta Împărtășanie, Sfânta Împărtășanie iar ei vor fi în fața procesiunii a prea Sfântului Sacrament și vor arunca cu petale de flori, un semn al, al iubirii, un semn al adorației față de Isus Hristos din Sfânta Împărtășanie. Și care este semnificația acestui eveniment și importanța pentru credincioși a unui astfel de eveniment? Se creează un soi de... Empatie și de și o comunitate, și o comuniune chiar între credincioși. De fapt, Sfânta Împărtășanie, Sfânta Euharistie este semnul iubirii lui Iisus Hristos. Această iubire ne adună în jurul său. Oamenii uh, apreciază, iată, îl adoră pe Iisus din, din Sfânta Împărtășanie și împreună uh, îi mulțumesc, uh, îi aduc laudă pentru că a rămas uh, împreună cu noi uh, în această lume pentru, iată, a străbate și, și uh, drumurile noastre. De fapt, uh, aceasta este și semnificația uh, Sărbătorii Hristos. Dumnezeu și astăzi străbate drumurile noastre și vrea să vină în Sufletul nostru, să ne însuțească și să... Ne aduc acea forță de a merge mai departe, pentru că vedem că drumul nu este chiar, chiar ușor. Vor fi, desigur, rugăciuni pentru oraș, pentru țară, și iată, îl adorăm pe Isus și sperăm ca să retrăim și să încercăm cât mai des să-l primim în sufletele noastre. Din câte am înțeles, este totuși și vorba despre o procesiune pe care o renoiți, o tradiție mai veche, este de în secolul al XIII-lea, iar înainte de 1989 avea și alt traseu decât acesta care va fi anul, sau este în general după 1989. Sigur, sărbătoarea în biserică este din anul 1246 din Liege, din Belgia. Apoi, în anul 1264, a fost introdusă la nivelul Bisericii Universale și, desigur, și recent, și la înființarea episcopiei noastre, este mult mai recentă, s-a introdus procesiunea de corpus domine, de sărbătoarea a trupului și sângele Domnului înainte de 1948. Înainte de instaurarea regimului comunist, erau procesiuni și la noi în Iași. Traseul procesiunii era de la catedrală la capela Surorilor Notre Dame de Sion, astăzi este Filarmonica. Astăzi, după, sigur, după revoluție am, se procedează la un alt traseu. Traseul este stradela Treierarhi, Ulevardul Ștefan cel Mare, strada Anastasie Panu, apoi este strada Costachii Negri și se întoarce procesiunea pe strada Colonel Langa la Catedrală în jurul orei 19. Mulțumesc foarte mult! Așadar, duminică seara, începând cu ora 17, începe acest eveniment. Procesiunea începe la ora 18 și se încheie o oră mai târziu, la ora 19. Mulțumesc foarte mult preot Adrian Blăjuță, reprezentantul episcopiei Romano-Catolice, despre evenimentul care va avea loc duminica aceasta la Iași. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în jurnal. Ne continuăm știrile.